Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Emoția din seria Emanet continuă cu viteză maximă. După cum am spus în rezumatele noastre anterioare, Iaman s-a forțat până la ziua lui și și-a ascuns boala. Dar nu contase să-i strice cea mai bună zi. În timp ce Iaman este dus la spital, Seher și întregul conac sunt neputincioși. Deci, ce se va întâmpla în serie acum? Va reuși Seher să-l convingă pe Canan? Cine îi va dona ficat lui Iaman? Pot Iaman și Seher să depășească toate problemele? Se va dezvălui că Ali și Iaman sunt frați. Care este decizia dificilă pe care o va lua Seher? Se vor despărți Seher și Iaman? Aici voi răspunde la toate întrebările voastre, băieți. În noul episod al serialului Emanet, Canan își realizează puțin câte puțin planurile. Pentru că în ultimul episod, Seher s-a întâlnit cu medicul. Doctorul a spus că Iaman ar trebui să primească un transplant de ficat. De fapt, doctorul a susținut că Iaman ar muri dacă nu ar avea un transplant de ficat. Când Seher aude asta, își dă seama că singura soluție este Canan. Pentru că Seher știe că ficatul zici nu se potrivește. Pentru că, dacă vă amintiți, Seher a avut o conversație cu medicul în episodul anterior. Apoi Seher începe să caute oameni care pot dona lui Iaman. Nici Canan nu iese în evidență la început. Dar Seher înțelege că nimeni nu poate fi donator. Seher pleacă imediat în Canan. Deci cum de nu și-a amintit Seher că Canan avea cancer la ficat? Pentru că Canan a mințit că are cancer la ficat să se stabilească în conac. Seher și Iaman știau că această minciună era adevărul. Dar Seher ar fi trebuit să-și amintească că Canan era bolnav și ar fi trebuit să ia în considerare această posibilitate. Cel mai probabil, boala nu va veni în prim plan. Și Seher îl întâlnește pe Canan. Sau Seher îi spune lui Canan că este bolnavă. Dar Canan spune că a mințit doar pentru a-și atinge obiectivele. De asemenea, Seher nu reacționează la Canan pentru a nu-i face rău lui Iaman. În caz contrar, Iaman se întâlnește față în față cu moartea. De aceea, Seher îi cere lui Canan să fie donator pentru Iaman. Iaman mai află că Canan nu este bolnav. Iaman nu vrea ca Canan să fie donatorul lui. Dar Zia primește această veste și are o criză de nervi. Iaman acceptă și transplantul de ficat al lui Canan pentru Zia. De asemenea, Seher nu știe că Ali este fratele lui Iaman. Deci acest fapt rămâne ascuns pentru o vreme. Dacă Ali și Iaman se dovedesc a fi frați, Canan eșuează în planurile sale. Pentru că ficatul lui Ali este compatibil cu Iaman. Drept urmare, Ali devine donator al lui Iaman. Astfel, ambii frați se reîntâlnesc. În acest fel, adevărata față a Cananului este revelată. În caz contrar, adevărata față a lui Canan nu va fi dezvăluită mult timp. Seher încearcă de asemenea să-l convingă pe Canan. Pentru că Canan stipulează să fie donator. Și Canan vrea ca Seher să părăsească Iaman. Dar în opinia noastră, Seher își dezvăluie personalitatea puternică. Și Seher îl pune pe Canan în locul lui. Drept urmare, Canan se termină. Dar să nu uităm de această posibilitate. Dacă Canan reușește în planurile sale, Seher îl părăsește pe Iaman. Dar nu trebuie să vă faceți griji. Pentru că Iaman îl sună pe Seher în timp ce acesta își revine. Și Iaman descoperă adevărul. Când Iaman urmează adevărul, el vede răutatea din Canan. Apoi Iaman îi pedepsește pe Canan și Zuhal. Canan și Zuhal sunt, de asemenea, arestați. Astfel, Iaman și Seher se întâlnesc din nou. De asemenea, Canan eșuează în planurile sale. Semra s-a alăturat din nou seriei. Dar sosirea lui Semra în serie nu a mers bine. Pentru că Semra este un obstacol serios în calea iubirii lui Ali și Duygu. Semra nu-l lasa pe Duygu să se îndrăgostească de Ali. Pe deasupra, Duygu s-a distanțat mult timp de Ali. Dar Ali nu renunță niciodată la Duygu. Pentru că Ali îl iubește pe Duygu mai mult decât viața lui. În curând, eforturile lui Ali dau roade, drept urmare, Duygu îi oferă lui Ali o șansă. Atunci vom vedea că Ali și Duygu sunt iubiți. Dacă Ali se dovedește a fi fratele lui Iaman, Canan va eșua în planurile sale. Pentru că sultanul află încă despre boala lui Iaman.
mătușa sultanei cere lui Ali să-i doneze organe lui Yaman. Deși Ali nu înțelege acest lucru la început, el acceptă această ofertă pentru Yaman și Seher. Odată cu plecarea lui Ali, se găsește un ficat potrivit pentru Yaman. Deci, datorită lui Ali, Yaman se poate îmbunătăți. În acest fel, și Canaan ajunge la sfârșit. Pentru că se înțelege că Ali și Yaman sunt frați. Canaan este, de asemenea, îndepărtat pentru totdeauna din viața lui Seher și Yaman. Deci cine ar trebui să-i dea ficatul lui Yaman, Canaan sau Ali? Voi aștepta comentariile voastre mai jos. Să vedem ce părere ai despre asta. Nu rata următorul episod. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să dați like videoclipului nostru și să vă activați clopoțelul de notificare pentru a nu rata cele mai recente știri din seria Emanet și alte rezumate ale episoadelor.